Bursa de Valori București crește în prima parte a zilei. După două ședințe de scădere ușoară, indicele principale a pieței BET înregistrează un avans de 0,13% la jumătatea sesiunii de tranzacționare, cu o valoare a tranzacțiilor efectuate până la această oră de aproape 15 milioane de lei. Cele mai mari schimburi, de peste 3 milioane de lei, s-au făcut cu acțiunile Banca Transilvania. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm aici titlurile Erste Group, care cresc cu 3,7%, dar și pe cele ale Teraplast, care sunt în scădere cu aproape 3,6%. Vorbim acum cu Antonio Roian, este broker la o societate de tranzacționare. Domnule Roian, bună ziua, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Există și o explicație pentru aceste evoluții? Da, activitatea este relativ redusă pe piață în această zi. Evoluția este mixtă, ușor în creștere, iar s-a văzut o activitate mai intensă pe bănci, pentru că am văzut că în urma ridicării restricțiilor de către BNR, deja băncile au început să propună dividende pe care nu le-au putut plăti anterior. Și din această cauză se vede această activitate. Perspectiva unei modificări a politicii de dobândă monetară, deci chiar astăzi o scumpire practică a banilor, cum se va resimți, cum se resimte în piața de capital? În mod normal, când Banca Națională crește rata dobânzii, acțiunile sau supraacțiunilor, se vede un impact negativ. Însă acum vorbim și de o inflație destul de ridicată, astfel că tot prin acțiuni putem bate această inflație, prin investiții în acțiuni. Deci mă aștept ca supraacțiunilor să nu vedem un impact negativ, însă instrumentele cu venit fix ar putea fi afectate negativ. Piețele europene, Statele Unite, cum se așează în aceste zile? Piețele europene sunt la fel, se tranzacționează mixt, ușor în creștere. Piața americană, am văzut ieri că indicele S&P a atins un nivel nemai atins până acum de 4700 de puncte, deci ne aflăm în continuare în zona maximelor istorice și tocmai de aceea investitorii probabil să fie puțin mai precauți în următoarea perioadă, mai ales până vin și restul datelor economice. Mâine vor fi publicate datele cu privire la inflație în Statele Unite. La noi, în așteptare, câteva raporturi financiare ale unor companii importante de pe piața de capital. Exact. În perioada 12-15 noiembrie vor publica rezultatele majoritatea dintre companii. Ne așteptăm să fie rezultate bune comparativ cu anul trecut și să vedem mișcări mai ample în piață în urma acestor rezultate financiare. Mulțumesc tare mult, Antonio Roian.